Lăudat să fie Iisus, dragi prieteni, bine ne reauzim de aici, din sanctuarul Marian de la Cacica. Ne bucurăm împreună cu întreaga echipă Ercis Media să vă fim însoțitori de drum la această pregătire pentru sărbătoare în ajun de mare praznic al Adormirii Maicii Domnului. Tocmai s-a încheiat aici Sfânta Liturghie de seară, Sfânta Liturghie cu tinerii, seminariștii și persoanele consacrate, o Sfântă Liturghie celebrată de Preasfințitul Iosif Pauleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, pe care ne bucurăm să-l avem în mijlocul nostru și la acest hram, la această mare sărbătoare și pe care îl vom avea în curând și la microfoanele Ercis Media. Vă mulțumim pentru toate mesajele de încurajare pe care ne le-ați trimis pe pagina noastră de Facebook, pe pagina episcopiei, dar și pe pagina sanctuarului Marian de la Cacica. De asemenea, ne puteți urmări pe pagina de YouTube a Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Ne bucurăm că putem împreună fi părtași la această frumoasă sărbătoare. Iată, am avut un program intens, program care încă nu s-a încheiat. Este vorba de privegherea mariană care va urma începând cu ora 22, dar un program care a început odată cu celebrarea penitențială de astăzi, de la ora 10. A continuat cu Sfânta Liturghie de deschidere a pelerinajului la ora 12. Mai apoi cu programul de după amiază, la ora 15 am avut adorația euharistică, dar și calea Sfintei Cruci, așadar l-am întâlnit pe Iisus Euharisticul, dar am meditat și la toată patima și moartea sa, această jertfă de iubire, așa cum și în adorația euharistică, iată, l-am întâlnit pe Iisus iubire. Spuneam, a urmat apoi Sfânta Liturghie de seară și în câteva momente, în câteva ore, de fapt la ora 22, va fi și privegherea mariană, o priveghere mai specială anul acesta, dar nu mai puțin importantă sau intensă. Spuneam că îl vom avea la microfonul nostru pe păstorul diecezei romano-catolice de Iași. Ne bucurăm că deja a sosit alături de noi la microfoanele Ercis Media împreună cu părintele Adrian Blăjuț. Așadar, îi salut, lăudat să fie Iisus, vă salutăm preasfințite și mulțumim că ați acceptat invitația noastră la această transmisiune, primă transmisiune în noua formulă. Da, în vecii vecilor, amin, răspund salutului pe care mi l-ați făcut și vă salut în același timp și vă felicit pentru acest început care să fie de bun augur pentru toate transmisiile așa de utile pentru credincioșii noștri și pentru toți cei care ne urmăresc. Încă de pe acum vă spunem că la final vrem o binecuvântare așa live și în direct, dar la final, să nu uităm. Bine, o să vă dau și o binecuvântare la final. Acum eu vreau să-mi exprim marea bucurie pe care o trăiesc de ani și ani de zile, încă de când eram copil, venind, nu chiar anual, pentru că au fost situații sau ani în care n-am putut veni la Cacica și am regretat, dar trăiesc o mare bucurie de câte ori vin în acest loc, care este un loc binecuvântat al diecezei noastre, loc de pelerinaj, este sanctuarul Maicii Domnului. Mai ales mă bucur pentru faptul că 9 ani la rând am fost aici, fiind decan de Bucovina. Acum, dacă vreți să-mi puneți întrebări, dacă nu mă exprim direct. Sigur că da. Preasfințite, sunteți deja la un an de când ați fost hirotonit episcop și știm că de fiecare dată vă întoarceți cu drag în Bucovina, mai ales la Cacica, aici unde este sanctuarul Maicii Domnului, atât de dragă preasfinției voastre. Ce înseamnă sau ce reprezintă această devoțiune la Sfânta Fecioară Maria pentru, sigur, pentru un preot, dar mai ales pentru un episcop, pentru preasfinția voastră? Devoțiunea către Maica Domnului este una din cele mai fervente devoțiuni din religia noastră creștină, privind cultul catolic ca și cel ortodox oriental. Toți o iubim pe Sfânta Fecioară Maria pentru că toți ne iubim mama, așa cum ne iubim mama noastră pământească și facem orice ca să o vizităm, îi ascultăm cuvântul, îi primim dojana și așa mai departe. Același lucru se întâmplă și trebuie să se întâmple pe plan spiritual cu mama noastră cerească, Preasfânta Fecioară Maria. Sigur, evlavia către Sfânta Fecioară Maria, devoțiunea noastră așa de dezvoltată în dieceză și în mediul ortodox în care trăim, trebuie să ne poarte întotdeauna la Iisus.
pentru că orice devoțiune în cinstea unui sfânt, chiar a Sfintei Fecioare Maria, dacă nu ne duce această devoțiune la Iisus, înseamnă că este o devoțiune falsă. Iisus este Cel care stă în centrul pietății noastre, spre El ne îndreptăm și ca să ajungem mai sigur la El și să obținem ajutorul de care avem nevoie, ne folosim de acești mijlocitori ai noștri, în primul rând de Sfânta Fecioară Maria, care este mama noastră și pe care o iubim așa de mult. Preasfințite, mă leg de această întrebare și de devoțiunea pe care, în mod deosebit, poporul român, dar și dieceza de Iași, iată, o are către Sfânta Fecioară Maria, trăind aceste vremuri, aș spune de încercare, aceste vremuri de pandemie, nu de puține ori, i-ați îndemnat pe credincioșii episcopiei noastre să se încredințeze în mijlocirii Sfintei Fecioare Maria, să apeleze la Maria, să se roage la Maria, fie pentru a scăpa, iată, de această boală, fie pentru a scăpa de frica de boală, pentru că și aceasta este o posibilă boală. Cum ați văzut toată această perioadă pusă cumva totuși sub ocrotirea Maicii Sfinte? Da, fără îndoială că trăim o perioadă grea în ceea ce privește trăirea credinței noastre cu acest virus, cu această pandemie. Dar eu am mai spus-o și în alte împrejurări, nu este singura perioadă grea prin care a trecut omenirea, dieceza noastră și țara noastră. Au fost momente, cred că, și mai grele decât acestea, așa că nu trebuie să ne speriem. Acesta e marea greșeală pe care o fac mulți. Intră în panică, se sperie, ajung unii aproape la disperare. Nu, suntem în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu dirigează toate. Eu sunt convins de acest adevăr pe care îl exprim acum. Suntem în mâna lui Dumnezeu și avem alături pe Sfânta Fecioară Maria și pe Sfinții pe care îi invocăm în rugăciunile noastre și cu ajutorul lor eu sunt convins că putem depăși și acest moment greu de încercare care pare să nu se mai termine, dar orice are un sfârșit. Ne încredem total în Dumnezeu și îndemn pe toți să nu se lase cuprinși de această frică, de această panică. Credința ne dă forță, ne dă putere să trecem peste toate și să privim încrezători în viitor. Preasfințite, e rândul meu să vă adresez o întrebare. Suntem deja în această zi frumoasă, ne pregătim pentru marea solemnitate a adormirii Maicii Domnului și cu siguranță sunt mulți care stau acasă, care n-au putut să ajungă la Cacica, dintre care iată că totuși unii au și ajuns și credem că mâine vor mai veni. Pentru toți credincioșii, mai ales în aceste timpuri așa mai dificile, un îndemn, cum pot ei să trăiască această sărbătoare a adormirii Maicii Domnului? Da, mai întâi vreau să subliniez faptul că sărbătoarea din 15 august este una din cele mai îndrăgite sărbători din partea poporului creștin, catolic și oriental, ortodox, greco-catolic și toate acest cult oriental. Este cea mai frumoasă sărbătoare și credincioșii se adună din toate părțile să ne gândim la multele, nenumăratele locuri de pelerinaj și din țara noastră și din lumea întreagă. Toate sunt pline, mii și mii de oameni, în ciuda acestei pandemii. Eu mă așteptam să fie chiar mai puțini la această liturghie pe care tocmai am terminat-o și sunt impresionat de faptul că mulți au înfruntat frica, teama aceasta care ne-a fost indusă și încă prin media. Eu vreau ca voi măcar să îi încurajați pe oameni să nu se sperie, să nu intre în această panică. Zic că am fost impresionat de numărul mare al pelerinilor în această seară. Sunt convins că la ora 10, când vom face privegherea mariană, vor fi și mai mulți. Am experiență de anii precedenți când veneam aici și într-adevăr sunt mulți, foarte mulți care vin special pentru celebrarea de la noapte, de la această celebrare sau priveghere mariană, pentru că au ocazie, recităm rozariul, cântăm cântece care sunt foarte cunoscute, de asemenea cu lumânările aprinse, când omul știe că are ceva în mână care exprimă și lumânarea aprinsă exprimă credința din sufletul omului și mai ales și gesticulând, ridicând-o sus,
atunci când cântăm refrenele la cântece. Lucrul acesta se vede că prinde foarte mult în popor și aș vrea ca toți cei care sunteți acasă și ne urmăriți și în timpul vegherii din această noapte să aveți o lumânare în mână și să ne imitați pe noi cei care vom fi aici la Sanctuarul Fecioarei Maria cântând cu cei din familie sau dacă sunteți singuri. Gândiți-vă că alături de dumneavoastră suntem noi toți și împreună să cântăm și să ne exprimăm curajos și public credința noastră în Dumnezeu. Este o sărbătoare minunată pe care toți o îndrăgim și pe care trebuie să o onorăm cu prezența noastră și mai ales cu credința din sufletelul nostru. Preasfințite, am participat cu toții, o parte fizic, o parte de acasă, la Sfânta Liturghie de mai devreme, cu tinerii, seminariștii și persoanele consacrate și ați mărturisit și preasfinția dumneavoastră la finalul acestei liturghii că v-au impresionat tinerii prin cântarea lor, dar cu siguranță și prin mărturia tinereții lor, care este, până la urmă, sperăm noi, o mărturie a credinței. Cum îi vedeți pe tinerii anului 2020 aici la Cacica, de ce nu? Da, într-adevăr, eu mă pregăteam să încurajez pe tineri, dar efectul a fost contrar. Ei m-au încurajat pe mine, mai ales la cântările de la Împărtășanie, dar și celelalte, foarte antrenante, specifice pentru ei, și văd că, într-adevăr, credința îi susține și le dă curaj să depășească momentele grele, că sunt și pentru ei, poate mai mult pentru ei decât pentru cei mai în vârstă, aceste momente, pentru că e tinerețea lor, ei vor să se exprime și sunt împiedicați de această pandemie. Iată, prezența lor în seara aceasta la Sfânta Liturghie, cu animarea aceasta a corului, a fost într-adevăr impresionantă. Și, cum spuneam, la final, ei ne-au încurajat pe noi ca să înlăturăm teama din suflet, să scoatem din noi tot ceea ce este negru, întunecat. Și acest lucru, am și spus-o, îl aduce în sufletul omului păcatul. Iar Fecioara Maria, care a fost ridicată cu trupul și sufletul la cer. Aceasta este sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Răsplata pe care Dumnezeu a dat-o acelia care l-a iubit pe Dumnezeu, a crezut în Dumnezeu și a pus toată încrederea în El. La capătul vieții sale pământești, Dumnezeu a scutit-o de putrezirea trupului, așa cum se întâmplă cu toți ceilalți oameni, și a răsplătit-o, ridicând-o cu trupul și sufletul în gloria cerului. Ei, sărbătoarea aceasta am văzut că i-a însuflețit puternic pe tinerii noștri și sper în continuare să-și păstreze acest avânt în viața lor și să nu piardă niciodată credința în Dumnezeu și iubirea față de mama noastră cerească. Rămân tot la acest aspect al tinerilor, pentru că știu că vă sunt la inimă și mă leg cumva și de ce ne-a vorbit Părintele Predicator, Părintele Iosif Antili, despre vocație, despre chemare, care cumva ne duce cu gândul la tineri. Un pelerinaj la Cacica, o încredințare în brațele Măicuței noastre sfinte, ne ajută să ne luăm acele decizii pentru toată viața? Din, de ce nu, experiența Sfinției voastre de când erați tânăr, poate, și veneați în pelerinaj la Cacica, astfel de momente de liniște, de rugăciune, de adorație, pentru că, iată, Cacica nu înseamnă doar un simplu moment, îi ajută pe tineri în aceste alegeri, în găsirea vocației, a chemării? Cu siguranță îi ajută și sunt pentru ei, cum a fost pentru mine în tinerețe, acum am mers și eu spre bătrânețe, dar sunt momente forte din viața unui tânăr, în viața unui creștin, aceste pelerinaje. Ce înseamnă pelerinaj? Pelerinajul este o procesiune, să spunem, de mai mare sau mai mică, procesiune care se face conform tradiției pe jos. Dacă ne aducem aminte, cei mai în vârstă și mă urmăriți acum, vă aduceți aminte, mergeam la hramuri, ca într-un pelerinaj, pe jos, cu icoanele, cântând, rugându-ne. Eu mi-aduc aminte, mergând la Radna, eram încă student și mergeam cu un grup de seminariști și persoane, știu eu, tinere și mai în vârstă, cu trenul din zona Romanului și până la Radna. Și mă bucuram pe vremea comunismului că puteai în tren să-ți exprimi credința, era o raritate. Era o bucurie de nedescris. Când auzeai în tren grupuri și grupuri de creștini, cei mai mulți erau tineri, cântând. Noi aveam și noi chitară, era Vântul Chelaru Pavel, dacă mă aude acum, și un grup de seminariști și cântam și îi antrenam pe toți, veneau în jurul nostru și așa ajungeam până la Radna. Nu spun, de la gara din Radna și până la sanctuar,
era o frumusețe. Vedeai grupuri și grupuri. Și aici vin, nu știu în ce măsură acum când este oprit din cauza pandemiei, dar cred că vin și acum grupuri mai restrânse la Sanctuarul Maicii Domnului. Aici orice tânăr, dacă vine cu gând curat și bun, se întoarce acasă împrospătat și întărit în credință, hotărât să-și trăiască viața cu seriozitate, cum ne-a învățat așa de frumos Părintele Antil Iosif la predică. Astfel de mărturii am primit și noi la redacția Lumina Creștinului. Ne-au spus niște tineri că s-au cunoscut la Cacica, următorul an n-au putut să participe la sanctuar, la pelerinaj, pentru că s-au căsătorit și apoi, timp de 14 ani, au venit în continuu la sanctuar. Și au spus că anul ăsta, cu siguranță, n-o să, un an l-au ratat, să zice, pentru că au avut un copil mic. Dar după aceea au venit în fiecare an și anul acesta, cred că este deja printre noi. Înainte de a ne da un mesaj final, o încurajare pentru aceste zile și binecuvântarea, la și binecuvântarea neapărat, vreau să vă mulțumesc cu adevărat în numele echipei Ercis Media, în numele Asociației Presa Bună, pentru toată încrederea și susținerea pe care ni le-ați oferit și pot să spun chiar ca așa un îndemn, o presiune pentru ca să facem și mai bine și mai mult și vă suntem recunoscători. Noi ne dăm silința să ne ridicăm cât de cât la nivelul așteptărilor și dorim să facem mult mai mult. Avem această susținere, această încredere. Vedem că sunt multe mesaje care ne vin de încurajare și chiar susținere materială, financiară, fără de care astăzi noi nu putem să realizăm prea multe. Am pus și pe un banner aici împreună cu tine, împreună cu toți cei care ne privesc, ne ascultă, putem să facem mai multe. De aceea văd și aici în fața mea pe cutie, transmisiunile noastre sunt posibile cu donațiile voastre. Eu vă încurajez și am mare încredere că veți realiza lucruri frumoase. De multe ori am discutat cu colegi sau cu alți preoți și le spuneam că avem posibilități, dieceza noastră este mare, sunt atâtea parohii, sunt atâția oameni pregătiți și chiar dintre preoții noștri cu licențe, cu facultăți, care se pot implica și sunt convins că nu vor refuza să prezinte pe diferite teme, subiecte care interesează pe tinerii de astăzi și nu numai pe ei. Așa că, încă o dată, eu vă felicit și mă bucur pentru că nu de mult ați înființat Asociația Presa Bună și vrem ca, într-adevăr, să fie bună și presa și toate transmisiile voastre, să nu vă descurajați. Vor veni și critici, probabil, dar trebuie să fim obișnuiți cu de toate în viață. Noi mergem înainte cu puterea credinței și vă doresc mult succes! Mulțumim, da, presa să fie bună și noi să ducem vestea cea bună, cuvântul Domnului în casele oamenilor, în casele credincioșilor și a tuturor celor care ne urmăresc. Noi vă mulțumim, preasfințite, pentru toate aceste gânduri în numele celor care vă urmăresc de acasă și care cu siguranță trăiesc această sărbătoare ca și cum ar fi aici la Cacica și așteptăm, bineînțeles, binecuvântarea, preasfințite. Da, îi salut pe toți de la Cacica împreună cu voi, de la acest sanctuar care se vede pe fundalul nostru, aici unde mulți dintre cei care ne urmăresc au fost an la rând, dar anul acesta n-au avut curajul din cauza acestei pandemii. Noi o rugăm pe Maica Domnului să scurteze acest timp de încercare și să fie reluate acele inițiative frumoase. Eu am primit un telefon, eu mai vorbesc mult acum pentru că înainte de, acum vreo două săptămâni, m-a sunat cineva din Oituz. Părinte, 30 de ani am organizat pelerinaj la Cacica. Anul ăsta sunt nevoit să nu mai pot organiza, avea autocare, mai multe. Ei, e dureros, într-adevăr, dar vă încurajez pe toți cei care sunteți acasă și vă asigurăm că suntem alături de voi toți în rugăciunile pe care le facem. Noi cei care am înfruntat frica și am venit la Sanctuarul Maicii Domnului. Sigur, sunteți mulți din cei care ne urmăriți acum, care ați fost ani la rând, dar din cauza bolii, nu numai acestei pandemii, câte nu intervin în viața omului. Noi suntem alături de dumneavoastră, dumneavoastră să fiți alături de noi și împreună să-L preamărim pe Dumnezeu.
Acum vă împart binecuvântarea arhierească și ea să vă însoțească în continuare, în această noapte prea frumoasă, spun eu, de, cu celebrările din locurile Maicii Domnului, de la sanctuarele ei, și în același timp să vă aducă în suflet pacea și bucuria cerului. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în viață. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor. Amin. Mulțumim, preasfințite, noi de acum pentru câteva momente, pentru câteva minute ne retragem, pentru că vom reveni înainte de privegherea mariană pentru a introduce pe privitorii noștri, pe prietenii noștri care ne urmăresc, și împreună să ne rugăm rozariu, împreună să o însoțim pe Sfânta Fecioară Maria, reprezentată de această statuie care se află în fața sanctuarului, și să-i cerem harul și ajutorul și pentru noi, dar și pentru preasfinția voastră. Încă o dată vă mulțumim, iată, dragi prieteni, i-am avut alături de noi pe preasfințitul Iosif Pauleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, dar și pe părintele Adrian Blăjuță. Noi așadar vom lua acum o scurtă pauză, urmează ca de la ora 22 aici să înceapă privegherea mariană. Noi însă vom intra în direct împreună cu dumneavoastră puțin mai devreme pentru a vă însoți ca de fiecare dată și la acest moment. După cum ne-a îndemnat și părintele rector al sanctuarului, părintele Anton Mărândescu, dar și preasfințitul Iosif Pauleț, vă îndemnăm și noi ca la această priveghere, chiar dacă ne urmăriți de acasă și vă rugați de acasă, să aveți pregătită o candelă, o lumânare, o lumânare aprinsă pe care, iată, să o oferiți, să fie ca o rugăciune la această priveghere mariană, ca și cum ați fi aici la Cacica. Și cu siguranță acea lumină din casa dumneavoastră se va uni cu toate luminile de aici, din fața sanctuarului marian de la Cacica. După cum ni se amintea și mai devreme, la această priveghere, procesiunea cu statuia Sfintei Fecioare Maria va fi făcută doar de câțiva preoți. Noi vom rămâne pe loc, așa cum veți rămâne și dumneavoastră, dar rugăciunea noastră va fi una comună. Mulțumiri colegilor de la regia tehnică, Eduard Lucaci, Silviu Dogariu, Silviu Jitaru și Gabriel Măriuț. De aici, de la microfoanele RCIS Media, vă dorim o seară binecuvântată, poftă bună, dacă vă pregătiți să luați cina, și ne dăm întâlnire cu puțin înainte de ora 22. Vă salut și eu cu multă bucurie, Alexandra Cojan sunt. Lăudați să fie Iisus și Maria!